eu de dimineață la cumpărături, la vot? Dacă îmi dă ceva, votez, că e prea multă sărăcie. Prea multă sărăcie. Ca să trăiești în primarii, la sapă cu ei, cum muncim noi, cu zdrențe, nu se vinde. Greu, greu, atâta. Să facă și altceva pentru țara asta românească. Ce ați vrea să facă președintele României? Să dea de muncă, să desfacă fabricile, cum a fost odată. La vot ați fost? Nu, încă nu, dar mă duc. Da. Cu ce gânduri veți vota astăzi? Pentru o Românie normală. Dumneavoastră ați fost la vot? Încă nu. Veți merge? O să merg, dar nu știu ce o să votez din două răuri. Spune-mi, te rog, cum mai vrea tu să fie președintele României? Un om pe care simplu să-l intereseze țara, nu doar scopurile lui principale. Să-l intereseze țara și să aibă grijă de ea. Tinerii crezi că vor ieși astăzi la vot? Sigur, sigur. De ce nu? Dacă interesează și vor să voteze, să ducă. Se duc, nu-i problemă. Dumneavoastră ați ajuns la vot? Ați ajuns la vot astăzi? Nu. Mergeți? Merg. Ce așteptare aveți de la președintele României? La președinte n-am nicio așteptare. Dar cum ați vrea să fie președintele țării? Președinte, să fii puternic, bun,